cum a fost anul ăsta pentru tine, măi, Lino? Dacă ar fi așa, să-l privești retrospectiv, să te gândești, cam cum l-ai caracteriza? Suișuri și coborâșuri, pentru că niciodată nu poți să fii cum îți dorești, dar într-un final a ajuns să fie fix cum mi-am dorit, eu și echipa mea. Ce zici așa, sau care au fost punctele de maxim și de minim, dacă ar fi așa să dai vreo 2-3 exemple? N-am avut de minim încât să zic că a fost un punct minim, maxim... Maxim au fost piesele, că au fost maxime toate. Piesele minim, am încercat să rămân pozitiv în orice situație ca să n-ajung să fie un moment care e nasol sau să se întâmple ceva, deci n-am moment minim. Ai avut treaba aia cu piesa, care a fost destul de nașpa așa. Durată. A fost doar de durată, s-a rezolvat, deci nu pot să zic că a fost, s-a rezolvat. Dacă rămânea nerezolvat, da, era un punct nasol, dar s-a rezolvat. Cu tatuajul, faci câte unul la fiecare aniversare de-a ta, îți propui treaba asta? Da, pe față. La fiecare an mai fac câte un tatuaj pe față. Și asta ce, mă rog, văd o coroană, are vreo anumită semnificație pentru tine? Zic într-un vlog, în curând, ce o să vedeți acolo, că încă n-am... Nu ne dezvolt. Da, o să vedeți acolo pe vlog. E super fiind, trebuie să sting, m-a lăsat fără cuvinte. Vreau să o ating, vreau să fac să simt furtunile mele, în nopțile rele, să-i las cerul fără să... Ce-ți propui pentru anul ăsta care urmează? Știu că tu ai spus că o să mai scoți piese, o să tot scoți, nu știu... Cine știe, probabil vreau să mă dezvolt cu mai multe planuri, nu doar neapărat pe muzică. Ce ar însemna asta? Și pe vlog în sensul de sketch-uri, de scurtmetraje, vreau să mă duc pe mai multe zone, nu doar pe... Dacă tot am platforma asta care mă ajută, de ce să nu profidea? Cine ai rămâne blocat într-o singură zonă, dacă ai fi doar pe muzică? Eu îmi plictisesc să repede lucruri și tot timpul caut ceva nou de făcut. Aha. Ca să nu rămân în urmă cu nimic. Presa a tot scris, ai văzut că te combină, te despart de iubita ta. Până la urmă, adevărul de la tine la aflăm. Cum e? Sunteți împreună? Nu sunteți? Cum e treaba între voi acum? Adevărul este că noi doi știm cel mai bine și o să o ținem cât mai privată situația. Așa. Că așa e cel mai bine. Ce e între noi e mai pur. Dar te deranjează când sunt fluctuațiile astea în presă sau nu? E normal. M-am așteptat tot timpul să fie știri de genul sau mă deranjează. Pe ea o deranjează. Că nu cred că e ușor să fii cu Lino Golden totuși. Nu o deranjează. Suntem amândoi niște adolescenți maturi și gândim suficient încât să nu afecteze lucrurile astea. Da, din exterior așa pare că e serioasă treaba, pentru că oricât de mult vă certați, până la urmă tot voi doi ajungeți împreună. Deci cumva așa gravitați unul în jurul celuilalt. Lumea vede doar ce vrea să vadă. Adică nu e... Nimeni nu știe exact decât noi doi. Certuri și toate astea ce zic ei acolo sunt strict ce scrie, nu am confirmat nicăieri niște lucruri. Da, păi de aia te întrebăm. Că... Nu confirmăm nimic niciodată. E mai tare să fie mister. Te-ai gândit vreodată să scrii o piesă despre ea? Da, am și scris. Dar nu le-am scos încă, urmează. Să fac un material foarte tare de câteva piese și o să fie acolo. Dacă nu te văd tragic, baby, ai tu ceva magic. Răspunde-te rog pe FaceTime, yeah. Când mi-e dor de tine și de casă, te sun și spun. Cât de des reușiți voi să vă vedeți, tu cu mama ta? Că știu că aveți o relație foarte strânsă. Cât de des putem, îți dai seama. Cum și eu sunt plecat într-una și ea momentan e la o prietenă mai des plecată în afara țării, dar ținem legătura pe FaceTime cât putem și să ne vedem cât mai des. Îți dă sfatul în legătură cu... sau își dă măcar o părere când aude o piesă nouă, când scoți un hit? Când... Neapărat că își dă părerea, pentru că și tata era muzician și ea a înțeles cumva cum era... combinația asta cu muzica și a început să își dea seama și mai decât un sfat, câte o părere la o piesă, da. Uite, aici s-ar putea să nu știu, s-ar putea să nu mă fi documentat eu, dar despre tatăl tău ai scris vreodată o piesă sau ai de gând să scrii? Ai scris? Am scris, da. O să iasă tot pe materialul acela, care e un material foarte personal, de încă nu l-am scos. Aștept momentul potrivit. Mai ești o mașină? Da, dar o să vedeți pe următorul vlog. Băi, omule, dar mai zici ceva și la televizor, nu numai pe... M-am făcut samsar. Vin scumper. Nu. M-am prietenit cu niște băieți foarte tari de la... care mă ajută să... Așa. Dar nu vinzi pasta, nu? Cu asta rămâi cu... O să schimb. O să fie tot Porsche, dar nu vă zic încă ce. Ia stați așa. Asta vă zice tot. Am înțeles. Mai departe veți vedea, așa că... Stai, măi, Lino, la marca asta de mașini când erai copil? Nu, când eram mic aveam Dacia. Asta era mașina. Tocmai acum câteva zile mă gândeam cu un prieten, zic, mergeam spre mașină să o deschid
Imediat, a venit și Matei, fratele meu, toți prietenii mei. Chiar acum câteva zile mergeam să-mi deschid mașina și mă uitam și zic, ia uite, acum câțiva ani mergeam cu metrou și acum mi-am luat mașină din banii mei și am avut așa o mândrie pentru mine, deci nu visam, nu. BMW-ul cum se încadrează în topul gusturilor tale? Top 5. Da, top 5 acolo. Îmi place. Le mai schimb, mă plictisesc repede.